Primăria Municipiului Timișoara și Societatea Horticultura SA vin în sprijinul unor persoane vulnerabile aflate în evidența Direcției de Asistență Socială. Astfel, lemnele rezultate din toaletarea arborilor din oraș vor fi donate unor familii cu greutăți financiare. 30 de metri cubi de lemne se vor distribui către 5 familii beneficiare care vor primi câte un transport de 6 metri cubi de lemne. Ajutorul este menit exclusiv celor mai vulnerabili membri ai comunității. Donațiile sunt direcționate către beneficiarii înregistrați la serviciul beneficii sociale, cu un beneficiu de asistență socială. Starea acestor persoane este supusă unei monitorizări constante de către asistenții sociali, iar în urma analizei fiecarei situații se identifică persoanele sau familiile cel mai grav afectate și care necesită cu prioritate sprijin urgent. În urma acordului de parteneriat dintre Sece Horticultura S.A. și Direcția de Asistență Socială, materialul lemnos rezultat din tăierile de corecție a arborilor din zonele verzi aflate în administrarea Sece Horticultura S.A. va fi oferit Donat și transportat la domiciliul beneficiarilor. Parteneriatul dintre Primăria Timișoara, Societatea Horticultura SA și Direcția de Asistență Socială demonstrează atât angajamentul față de mediu prin gestionarea sustenabilă a spațiilor verzi, cât și responsabilitatea socială în susținerea celor mai vulnerabili membri ai comunității.